Și uite cum își începu povestioara comică domnul acesta, care era cât pe ce să se însoare acum 3 zile. Despre căsătorie, de fapt, nu fusese vorba, dar în povestire tot apăreau generali, colonei și chiar nobili, iar Tsverkov, printre ei, maică părea cel mai important. Începu un râs general. Ferfichkin chiar bombănea. Toți mă abandonară și eu stăteam strivit și distrus. Doamne, asta e oare societatea mea, îmi spuneam. Și m-am expus ca un prost în fața lor. Totuși, i-am permis cam multe lui Ferfichkin. Gogomanii ăștia cred că mi-au făcut o onoare dându-mi un loc la masa lor, în timp ce nu înțeleg că eu le fac onoarea, nu ei mie. A slăbit costumul, pantaloni blestemați. Tsverkov încă de mai înainte a remarcat pata galbenă de la genunchi. Dar ce să mai spun? Chiar acum, în clipa aceasta, să mă ridic de la masă, să-mi iau pălăria și pur și simplu să plec, fără să scot vreo vorbă. Din dispreț! Iar mâine sunt gata și de duel. Ticăloșii! Doar n-o să-mi pară rău de 7 ruble. Mă rog, or să se gândească... Dracu să ia! Nu-mi pare mie rău de 7 ruble. O să plec chiar în clipa asta. Se înțelege. Am rămas. Am băut de tristețe pahare de lafit și de Xerex. Pentru că nu eram obișnuit, m-am cherchelit repede, iar de la beție îmi sporea și supărarea. Am vrut deodată să-i jignesc la modul cel mai insolent și după aceea să plec. Să prind momentul și să arăt ce-mi poate pielea. N-au decât să spună că sunt ridicol, dar inteligent și într-un cuvânt, să ia dracu. I-am privit cu insolență, cu niște 8 tulburi, dar ei parcă uitaseră total de mine. Erau zgomotoși, veseli, strigau. Vorbea numai Tsverkov. Am început să ascult. Tsverkov povestea despre o damă bogată pe care o făcuse în cele din urmă să mărturisească faptul că îl iubește. Se înțelege, mințea ca un cal. Și că în chestiunea aceasta îl ajutase în mod deosebit prietenului intim, un nu știu care prințișor, husarul Colea, care are 3000 de iobagi. Dar, de fapt, Colea ăsta, care are 3000 de iobagi, nu e aici să vă conducă. Mă băgai deodată în discuție. Pentru o clipă toți tăcură. Se vede că sunteți biat, acceptă în cele din urmă Trudoliubov să mă bage în seamă, privind piezii și cu dispreț spre mine. Tsverkov mă privea în tăcere ca pe o gâză. Îmi plecai privirea. Simonov începu să toarne mai repede șampanie. Trudoliubov ridică paharul, după el și ceilalți, în afară de mine. În sănătatea ta și drum bun! Îi strigă el lui Tsverkov, pentru anii de odinioară, domnilor, pentru viitorul nostru, ura, ura! Toți băură și se întinseră să se sărute cu Tsverkov. Eu nu mă mișcai. Paharul meu plin se afla în fața mea, neatins. Dar dumneavoastră n-o să beți! Începu să urle Trudoliubov, care își pierduse răbdarea, adresându-mi se amenințător. Vreau să-mi spun spiciul, anume, și atunci o să beau, domnule Trudoliubov. Ce om rău și respingător, bombăni Simonov. Mă îndreptai pe scaun și luai paharul febril, pregătindu-mă pentru ceva neobișnuit și încă neștiind ce anume voi spune. Silence, strigă Ferfichkin, acum s-auziți inteligența. Tsverkov aștepta foarte serios, înțelegând despre ce este vorba. Domnule locotenent Tsverkov, începui, știți că nu-mi plac vorbăria, vorbăreții și taliile cu corset. Acesta este primul punct, iar după el vine al doilea.
Toți începură să se miște puternic. Al doilea punct. Urăsc desfrânarea și pe desfrânați. Și mai ales pe desfrânați. Al treilea punct. Îmi plac adevărul, sinceritatea și onestitatea. Continuai aproape mecanic, pentru că începeam și eu să înghez de groază, fără să-mi dau seama cum de vorbesc, așa. Îmi place gândirea, domnule Tverkov. Îmi place colegialitatea adevărată, pe picior de egalitate, iar nu... Îmi place, dar de fapt pentru ce? Și eu beau în sănătatea dumneavoastră, domnule Tverkov. Seduceți-le pe cercheze, împușcați-i pe dușmanii patriei și în sănătatea dumneavoastră, domnule Tverkov. Tverkov se ridică de la masă, îmi făcu o plecăciune și îmi spuse: vă sunt foarte recunoscător. Era îngrozitor de jignit și chiar păli. Ei, drace! Începu să urle Trudolyubov, lovind cu pumnul în masă. Nu, domnule, pentru asta trebuie să-i se dea peste bot. Șuieră Ferfichkin. Trebuie să-l dăm afară, bombăni Simonov. Niciun cuvânt, domnilor, niciun gest, strigă solemn Tverkov, oprind indignarea generală. Vă mulțumesc tuturor, dar poș eu să-i demonstrez cât de mult îi apreciez cuvintele. Domnule Ferfichkin, chiar mâine să-mi dați satisfacție pentru cuvintele dumneavoastră de acum, spusei tare, adresându-mă grav lui Ferfichkin. Adică duel, domnule? Dați-mi voie, răspunse acesta, dar probabil eram așa de caragios, provocându-l și asta nu se potrivea deloc cu mutra mea, că toți ar după ei și Ferfichkin să tăvăleau pe jos de râs. Da, desigur, să lăsăm în pace, doar e beat criță, spuse cu repulsie Trudolyubov. Nu o să-mi iert niciodată că l-am trecut pe listă, bombăni din nou Simonov. Uite, acum ar trebui să arunc cu sticla în toți, îmi spuse eu. Luai sticla și îmi turnai un pahar plin. Nu, mai bine stau până la sfârșit, continuai să-mi spun. Ați fi bucuroși, domnilor, dacă aș pleca. Pentru nimic în lume. Intenționat o să stau și o să beau până la capăt, ca semn că nu vă acord nici cea mai mică importanță. O să stau și o să beau, pentru că aici e cârciumă, iar eu am plătit banii de intrare. O să stau și o să beau pentru că vă consider niște pioni, inexistenți. O să stau și o să beau și o să cânt dacă o să vreau, da, domnule, și o să cânt pentru că am dreptul ăsta să cânt. Dar nu am cântat. Am încercat numai să nu mă uit la nimeni, luam pozițiile cele mai independente și așteptam cu nerăbdare momentul în care ei vor începe să vorbească primii cu mine. Dar vai, nu începură. Și cum mai doream în clipa aceasta să mă împac cu ei? Bătu ora 8 în cele din urmă, 9, trecură de la masă pe canapea. Tverkov se întinse pe canapea, punându-și un picior pe o măsuță rotundă. Mutar acolo și vinul. Într-adevăr, ne puse și el 3 sticle de la el. Se înțelege, pe mine nu mă invitară. Toți se așezară în jurul lui pe canapea. Îl ascultau aproape cu venerație. Se vedea că îl iubeau. Pentru ce? Pentru ce? Îmi spuneam eu. Din când în când, cuprinși de euforia beției, se sărutau. Vorbeau despre Caucaz, despre ce înseamnă patima adevărată, despre Galbica, despre slujbe avantajoase, despre ce venit are husarul pe care niciunul dintre ei nu-l cunoștea personal și se bucurau că are un venit mare, despre frumusețea neobișnuită și grația prințesei de pe care de asemenea niciunul dintre ei nu o văzuse. În cele din urmă se ajunse și la faptul că Shakespeare era nemuritor. Eu zâmbeam disprețuitor.
și umbla prin cealaltă parte a camerei, chiar vis-a-vis de canapea, de-a lungul peretelui, de la masă, la sobă și înapoi. Din toate puterile doream să arăt că pot să mă descurc și fără ei. Dar, de fapt, intenționat, începusem să tropăi cu cizmele, oprindu-mă în tocuri, dar totul era inutil. Ei nu-mi acordau nici cea mai mică atenție. Am avut răbdare să merg așa, chiar în fața lor, de la ora 8 la 11, în același loc, de la masă la sobă și de la sobă înapoi la masă. Merg și eu așa, nimeni nu poate să-mi interzică. Servitorul, care intrase în cameră de câteva ori, se oprise să se uite la mine. Din cauza întoarcerilor dese, mă luase amețeala. De câteva minute mi se părea că delirez. În aceste 3 ore, de 3 ori mă luase transpirația și mai apoi mă uscasem. Din când în când, cu o durere otrăvitoare, mi se înfigea în inimă un gând. Că o să treacă 10 ani, 20 de ani, 40 de ani și totuși, peste 40 de ani, cu repulsie și umilință, o să-mi aduc aminte despre aceste minute, cele mai mizerabile, cele mai ridicole, și cele mai îngrozitoare din toată viața mea. Deja nu mai era posibil să mă umilesc mai mult. Îmi dădeam seama pe deplin de asta și totuși continuam să merg așa de la masă la sobă și înapoi. Oh, dacă aș ști de ce sentimente și gânduri sunt eu capabil și cât de educat sunt, îmi spuneam din când în când, adresându-mă mental canapelei pe care stăteau dușmanii mei. Dar dușmanii mei se purtau ca și cum eu nu mă aflam în cameră. Odată, numai odată, se întoarseră spre mine, tocmai când Sverkov începuse să vorbească despre Shakespeare, iar eu deodată am început să hohotesc disprețuitor. Pufni așa de prefăcut și de mizerabil, încât dintr-o dată își întrerupseră conversația și mă priviră în tăcere vreo 2 minute, serios, fără să râdă, cum mergeam pe lângă perete, de la masă la sobă și cum nu le acordam nici cea mai mică atenție. Dar nu se întâmplă nimic. Începură să vorbească și peste 2 minute mă abandonară din nou. Bătu ora 11. Domnilor, începu să strige Sverkov, ridicându-se de pe canapea, acum mergem toți acolo. Desigur, desigur, începură să spună ceilalți. Mă întorsei brusc spre Sverkov. Eram așa de chinuit, așa de distrus, că-mi venea să bag cuțitul în el, numai să termin. Eram cuprins de friguri, părul ud de sudoare mi se lipise de frunte și de tâmple. Sverkov, vă cer iertare, spusei tăios și ferm. Ferfichkin și dumneavoastră la fel, tuturor, tuturor, v-am jignit pe toți. Aha, duelul nu e fratele lui, șuieră veninos Ferfichkin. Mă înțepă dureros în inimă. Nu, nu de duel mă tem, Ferfichkin, sunt gata și mâine să mă bat cu dumneavoastră, dar după ce ne împăcăm. Chiar insist asupra acestui lucru și nu puteți să mă refuzați. Vreau să vă demonstrez că nu mă tem de duel. Dumneavoastră o să trageți primul, iar eu o să trag în aer. Se amuză și el, remarcă Simonov. Pur și simplu s-a scrântit, răspunse Trudoliubov. Dar dați-mi voie să trec. Ce v-ați spus așa în mijlocul drumului? Ei, ce doriți? Răspunse disprețuitor Sverkov. Toți erau roșii, le străluceau ochii tuturor, băuseră mult. Doresc prietenia dumneavoastră, Sverkov, v-am jignit, dar m-ați jignit dumneavoastră pe mine? Să știți, stimate domn, că niciodată și nicio situație nu puteți să mă jigniți. Dar ajunge cu dumneavoastră la o parte, întări și Trudoliubov, să mergem. Olimpia e a mea, domnilor, ne-am înțeles, strigă Sverkov.
N-avem nimic împotrivă, n-avem nimic împotrivă, îi răspunseră râzând. Rămăsesem ca plouat. Ceata ieși gălăgioasă din cameră, Trudoliubov început să lălăie un cântec prostesc, Simonov rămase pentru o clipă ca să dea bacșiș servitorilor. Mă apropiai deodată de el. Simonov, dați-mi 6 ruble, spusei ferm și disperat. Mă privi extrem de uimit și cu niște ochi tâmpi și el era beat. Păi veniți și dumneavoastră cu noi? Da. Nu am bani, mi-o tăie el, zâmbind disprețuitor și ieși din cameră. Îl apucai de manta, era un coșmar. Simonov, am văzut bani la dumneavoastră, de ce mă refuzați? Oare sunt un ticălos? Aveți grijă să nu mă refuzați, dacă ați ști. Dacă aș ști pentru ce vă cer. De asta depinde tot, tot viitorul meu, toate planurile mele. Simonov scoase banii și aproape că mi-i aruncă. Luați-i, dacă sunteți așa de nerușinat, spuse el fără milă și alergă să-i prindă din urmă pe ceilalți. Rămăse o clipă singur. Dezordinea, resturile de mâncare, un pahar spart pe jos, vinul vărsat, mucurile de țigări, mahmureala și delirul din cap, durerea chinuitoare din inimă și, în cele din urmă, lacheul care văzuse și auzise tot și care mă privea curios în ochi, mă copleșeau. Acolo, striga eu, sau îi pun pe toți în genunchi să-mi îmbrățișeze picioarele, să-mi cerșească prietenia, sau îi dau o palmă lui Tverkov. Așa deci, iată ciocnirea cu realitatea, bolborosi eu coborând în viteză scara. Asta se știe, nu mai e papa care părăsește Roma și pleacă în Brazilia. Asta se știe, nu mai e balul de pe lacul Como. Ce ticălos ești, auzi în mintea mea, dacă acum râzi de asta. Nu-i nimic, striga eu răspunzându-mi, dar acum totul s-a terminat. Și deși nu mai era nici urmă de ei, totul mai era, știam unde se duseseră. La scară stătea un singur birjar de noapte în caftan de postav, acoperit tot de zăpada care se revărsa deasupra lui, umedă și parcă destul de caldă. Era umezeală și năbușeală. Căluțul lățos, bălțat, era și el nins și tușea. Țin minte foarte bine asta. M-am aruncat în sania ordinară, dar numai ce am pus piciorul ca să urc, că amintirea felului în care Simonov îmi dăduse cele 6 ruble mă seceră și ca un sac mă prăvăli în sanie. Nu, trebuie făcute multe pentru a răscumpăra asta, striga eu, dar o să mă răscumpăr sau în noaptea asta o să mor pe loc, să mergem. Pornirăm. Un adevărat viscol mi se învârtea în cap. Să-mi implore în genunchi prietenia. Asta nu vor face. Este un miraj. Un miraj ordinar, respingător, romantic și fantastic. Același bal de pe lacul Como. Și tocmai de aceea trebuie să-i dau o palmă lui Tverkov. Sunt obligat să-i dau. Și așa deci am stabilit. Acum zbor să-i dau o palmă. Dă-i bătaie. Birjarul trase de frâu. Cum o să intru, o să-i o și dau. Oare ar trebui să-i spun vreo câteva cuvinte înainte de palmă? A, nu, pur și simplu, o să intru și o să-i o dau. Ei or să stea toți în salon, iar el pe canapea cu Olimpia. Plestemata Olimpia a râs odată de fața mea și m-a respins. O să o trag pe Olimpia de păr, iar pe Tverkov de urechi. Nu, mai bine de o ureche și de cealaltă o să-l trag prin toată camera. Poate că o să înceapă să mă bată și o să mă înghiontească. Asta chiar cu siguranță. Nu-i nimic. Oricum eu am dat primul palma. Este inițiativa mea. Iar după legile onoarei asta contează.
El e deja stigmatizat și niciun fel de bătaie nu-i va spăla palma, cu excepția duelului. Va trebui să se bată. Și n-au decât să mă bat acum, dar n-au decât ăștia lipsiți de noblețe. Mai ales Trudoliubov o să mă bată. Este așa de puternic. Ferfichin mă va apuca și el deoparte și neapărat de păr, cu siguranță. Dar nu-i nimic, nu-i nimic. Doar pentru asta mă duc. Țestele lor de berbec vor fi nevoite în cele din urmă să simtă tragicul din asta. Când mă vor târâ spre ușă, o să le stric că de fapt ei nu fac nici cât degetul meu mic. Dă-i bătaie, birjar, dă-i bătaie, îi strigai birjarului. El tresări și pocni din bici. Tare amenințător, mai strigai la el. În zori o să ne duelăm, asta e stabilit. S-a terminat și cu departamentul, Ferfichin a spus mai înainte, departament în loc de detașament. Dar de unde se iau pistoale? Prostii. O să iau salariul în avans și o să le cumpăr. Dar praf de pușcă. Dar cartușe. Asta e treaba secundului. Și cum să apuc să fac astea până zori? Și de unde se iau un secund? Eu n-am nicio cunoștință. Prostii, strigai, enervându-mă și mai tare, prostii. Primul om pe care o să-l întâlnesc pe stradă, căruia o să-i spun asta, va fi obligat să fie secundul meu, așa cum e obligat să scoată din apă pe unul care se neacă. Întâmplările cele mai excentrice trebuie să fie admise. Și dacă pe directorul însuși l-aș ruga mâine să fie secund, și el trebuie să accepte, numai dintr-un sentiment cavaleresc, și să păstreze secretul. Anton Antonici. A, problema e că exact în acea clipă îmi dădeam seama, mai clar și mai precis decât oricine altcineva în lume, de întreagă absurditate mizerabilă a supozițiilor mele și de reversul medaliei, dar dă-i bătaie, vizitiu, dă-i bătaie, ticălosule. Ei, boierule, rosti forța gliei. Deodată mă loc cu frig. Dar oare n-ar fi mai bine? Dar n-ar fi mai bine să mă duc acum direct acasă? O, Doamne Dumnezeule, de ce ieri m-am invitat la masa asta? Dar nu se poate. Dar plimbarea de 3 ore de la masă la sobă? Nu, nimeni altcineva nu trebuie să plătească pentru plimbarea asta a mea. Ei trebuie să-și spele necinstea asta. Dă-i bătaie! Și dacă o să mă ducă la poliție, nu vor îndrăzni. Se tem de scandal. Dar dacă Tverkov o să refuze duelul din dispreț? Asta chiar e posibil. Dar o să le arăt atunci. O să mă duc atunci la stația de poștă de unde va pleca mâine. O să-l apuc de picior și o să-i rup mantaua de pe el când va urca în trăsură. O să mă țin cu dinții de mâna lui. O să o mușc. Priviți toți la ce poate fi împins un om disperat. Lasă mă lovească el în cap, iar ei toți din spate. O să strig întregului public. Priviți, uitați, un cățeluș care se duce să se ducă femei cercheze cu flegma mea în frunte. Se înțelege, după asta totul e deja terminat. Departamentul a dispărut de pe fața pământului. O să mai ia pe sus, o să fiu judecat, o să fiu dat afară din serviciu, o să fiu băgat la închisoare, o să mă trimită în Siberia, o să fiu deportat. Și ce dacă? Peste 15 ani o să vin la el în strențe, ca un cerșetor, când o să fiu eliberat din închisoare. O să-l găsesc undeva într-un oraș de gubernie. El va fi însurat și fericit. Va avea o fată mare. O să spun: privește, monstrule, privește-mi obrajii subți și zdrențele. Am pierdut tot. Carieră, fericire, artă, știință, femeia iubită. Și totul numai din cauza ta. Uite pistoalele,
Am venit să-mi încar pistolul și să te iert. În momentul acela o să trag în aer și nu o să mai audă nimic despre mine. Chiar era cât pe ce să plâng. Deși știam foarte bine, în aceeași clipă, că toate astea erau din Silvio și din balul mascat al lui Lermontov. Și dintr-o dată mi s-a făcut îngrozitor de rușine. Așa de rușine încât am oprit calul, am coborât din sanie și am rămas în zăpadă în mijlocul străzii. Birjarul, oftând, mă privea uimit. Ce era de făcut? Nici acolo nu trebuia să mă duc, ar fi fost o prostie, nici să las lucrurile așa, pentru că atunci ar fi însemnat, Doamne, cum să le las, oare, așa? Și după asemenea jigniri. Nu, exclamai urcându-mă din nou în sanie, asta e prestabilit, asta e soarta, dă-i bătaie, dă-i bătaie acolo. Și nerăbdător i-am dat un pumn în gât vizitiului. Dar ce dai așa? Început să strige țărănușul, șficuindu-și totuși mârțoaga, care început să arunce din picioarele din spate. Lapovița cădea cu fulgi mari. M-am descoperit puțin împăsat de ea. Am uitat de tot. Pentru că în cele din urmă mă hotărâsem să-i dau palma asta și simțeam cu groază că asta trebuie neapărat să se întâmple acum. Și că acum nimic nu mă mai putea opri. Felinarele pustii pâlpâiau posac în negura de zăpadă ca niște făclii la înmormântare. Zăpada îmi intrase pe sub manta, sub redingotă, sub cravată și se topea acolo. Nu mă acopeream. Oricum și fără asta, totul era pierdut. În cele din urmă am ajuns. Am sărit aproape inconștient. Am urcat în fugă scările și am început să bat în ușă cu mâinile și cu picioarele. Mai ales picioarele, la genunchi, îmi erau extrem de slăbite. Deschiseră destul de repede, parcă știau de sosirea mea. Într-adevăr, Simonov îi prevenise că poate o să mai fie unul, iar aici trebuia să te anunți și, în general, să iei măsuri de precauție. Era unul dintre acele magazine de modă, de pe vremuri care acum sunt de mult închise de poliție. Ziua, într-adevăr, era un magazin, dar seara cei care aveau o recomandare puteau veni în vizită. Am trecut cu pași mari prin prăvălia întunecată în salonul cunoscut, unde ardea o singură lumânare, și m-am oprit nedumerit. Nu era nimeni. Ei unde sunt? Am întrebat pe cineva. Dar, se înțelege, apucaseră să dispară. În fața mea se afla o persoană zâmbind prostește, chiar proprietărea sa, care mă cunoștea oarecum. Peste o clipă se deschise ușa și intră o altă persoană. Fără să acorde atenție la nimic, mergeam prin cameră și se pare vorbeam singur. Parcă fusesem salvat de la moarte. Și simțeam asta cu bucurie prin toată ființa mea. I-aș fi dat palma, neapărat, neapărat i-aș fi dat palma. Dar acum ei nu mai erau aici și totul a dispărut, totul s-a schimbat. M-am uitat în jur. Încă nu puteam da seama. Mecanic am privit spre fata care a intrat. În fața mea a apărut o față proaspătă, tânără, oarecum palidă, cu sprâncene drepte închise la culoare, cu o privire serioasă și parcă ușor uimită. Imediat îmi plăcu. Aș fi urât-o dacă ar fi zâmbit. Am început să mă uit la ea mai fix și parcă cu efort. Abia mi-adunam gândurile. În fata asta era ceva așa de sincer și de bun, dar era ciudat de serioasă. Sunt convins că aici tocmai prin asta pierdea și nu o remarca niciunul dintre proștii ăia. De fapt, nu putea fi numită frumoasă, deși era înaltă de statură, puternică, bine făcută. Era îmbrăcată extrem de simplu, ceva mărșav mă înghionti. Mă dusei drept spre ea. M-am uitat din întâmplare în oglindă.
Fața mea tulburată mi se păru extrem de respingătoare. Palidă, rea, mășavă, cu un păr lățos. Nu-i nimic, mă bucur de asta, îmi spunea. Chiar sunt încântat că-i par respingător. Asta îmi face plăcere.